Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de provocări. Am făcut 5.000 de abonați. Astăzi este vineri când filmez eu. Deci asta înseamnă că am făcut 5.000 de abonați până în 1 august. Ceea ce înseamnă că o să facem un case opening pe CSGO. Și în luna iulie, 3.000, 4.000 și 5.000 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult și vă pup pe toți. Ok, hai să începem cu provocările. Laurențiu Gaming HD, te provoc să pui pe o lingură făină și să tragi pe nas ca și cum ar fi drog sau marihuana. Camioane! Bun, hai să tragem făina asta pe nas. Ok. Avem aici pachetul de făină. Pam, 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 îl deschidem. Oh, shit! Vedem cât putem trage. Mă droghez aici. Andrei se droghează. Hai să mă mai droghez! Ok. Cred că m-am drogat destul. Ok. Ok. Nu încercați asta acasă. Mamă. E foarte nașpa. Te doare nasul. Bun, am făcut-o și pasta. Marice Crina mă provoacă să mănânc unghiile. Eu deja mănânc unghiile, dacă, nu știu dacă vedeți. Am un obicei foarte prost să mănânc unghiile. Dar, da, hai să mănânc și o unghie. N-am știut pe care. O să mănânc pasta. Nu, nu pot, nu pot. Sunt prea mici. Că de ce le mănânc? Pentru că, nu știu, am un obicei să așa, de când eram mic, să mănânc unghiile și, da, nu, n-am ce să fac. Dar ele sunt deja mâncate, ok? Daniel Mihalcea mă provoacă să mă spăl pe dinți cu muștar. Asta e nouă. Bun, deci hai să ne spălăm pe dinți cu muștar. Am aici muștarul și periuța mea de dinți. De-abia m-am spălat cu ea. Oh, doamne, doamne, doamne. Iac, iac. Ok, asta e periuța cu muștar. Miroase a muștar, ok. Oh my fucking god! Doamne, copile! Vrei să mă omori, zic. Deci zic că vrei să mă omori. Itradu Plez mă provoacă să mă duc pe stradă și să zic cuiva că sunt prost și dacă mă poate ajuta. Eu nu o să mă duc pe stradă acum că e destul de urât afară, e frig, dar o să sun pe un prieten. Ok, hai să sunăm. Sunăm, bine, hai. Super, nu-mi răspunde. Alo. Alo, sunt prost, mă poți ajuta? Nu. Nu? Nu. Îmi pare rău, scuze. Da. Da, știu. E grea viața, frate. Poftim? E grea viața. Este. Este, da. Am avut provocare să te sun și să spun că sunt prost, dacă mă poți ajuta. Da. Hai, pa. Pa. Ok, asta a fost ciudat. Florina Pinca mă provoacă să sun pe cineva și să-i spun că i-a murit capra. Ok. Bun, hai să-i spunem că ne-a murit capra, o, da. Abonatul apelat are telefonul închis sau nu se află în area de acoperire a rețelei mobile. Vă rugăm reveniți. Ok. Alo? Fii atent, mi-a murit capra. Serios? Mă ajuți, te rog? Mai ești acolo?
A răspuns, i-am zis că mi-a murit capra. Asta a fost provocarea, ok? Deci am făcut-o. Pam, pam, pam! Camelia Popa mă provoacă să scot capul pe geam și să strig: sunt un home alone. Bun, hai să strigăm. Sunt un home alone! Oh, shit! S-a auzit și cu ecou! Ok, cam asta a fost și cu provocările de data aceasta. Vreau să-mi dați niște provocări mai, nu știu, ceva care să nu fie de mâncare, cum au fost toate, peste tot. Mănâncă aia, mănâncă aia, mănâncă aia, mănâncă aia, bea aia, bea aia, bea aia. Altceva, altceva, nu știu. Am văzut la alți youtuberi care fac provocări, de exemplu, să se spele pe cap cu asta, cu ketchup, să se spele cu șampon, chestii din astea. Nu mănâncă aia cu muștar, bea cola, bea Sprite, bea nu știu ce, bea nu știu ce, bea nu știu ce, mănâncă aia cu muștar, mănâncă zacuscă, mănâncă aia cu muștar și tot așa, da? Deci pentru că nu o să le fac, o să fie foarte puține provocări într-un episod, ok? Bun. Cam asta a fost cu acest episod de provocări. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați, apăsați pe butonul de like, pentru că am ajutat foarte mult să strângem și noi, hai, 400 de like-uri pentru acest episod, pentru că am văzut că noi chiar putem să strângem 400 sau chiar mai mult la aceste tipuri de videoclipuri, acest tip de videoclipuri. Și da, eu am fost Gami și ne vedem data viitoare.